Autoritățile se așteaptă în următoarele zile la un nou val de infectări cu noul coronavirus cauzat de sărbătorile de iarnă, premierul interimar Aureliu Ciocoia a spus că, în cazul unei explozii a numărului de cazuri zilnice, vom reveni la unele restricții mai dure. Noi ne așteptăm la un nou val de infectări, răișind din considerentul că a fost vacanța de iarnă, sărbătorile. Au venit foarte mulți concetățeni din afară ca să sărbătorească alături de cei dragi de familiile de rude. Nu excludem posibilitatea că valul de infectări să se extindă în următoarele 10-14 zile, luând în considerație perioada de incubare a virusului, a declarat prim-ministrul interimar. Întrebat cât de pregătit suntem pentru a face față unui nou val, Aureliu Ciocoi a declarat că în perioada vacanței de iarnă s-a diminuat considerabil numărul de infectări zilnice. S-a ajuns la o cifră de 280 de cazuri. S-au făcut mai puține teste, fiindcă mai puține s-au solicitat. Acum există o ușoară creștere a numărului de cazuri, s-a ajuns la peste 800. Judecând după aceste cifre, sper să ajungem la un plafon de sub 1000 de cazuri pe zi în care sistemul nostru de sănătate rezistă. Există rezerve S-au eliberat mai multe locuri în spitale, atât din municipiul, Chișinău, cât și din centrele raionale. Prin urmare, există această rezervă spitalicească care ne va permite să facem față unui eventual nou val de infectări. Sunt sigură că vom face față, a mai adăugat Aureliu Ciocoi.